Fie vreme bună, fie vreme rea, noi tot testul îl vom filma. Dragilor, bine v-am regăsit la un nou test de vedetă. Astăzi, invitatul special, invitatul, Mateo! Îți mulțumesc! Salut, mare om! Aici. Mare om, mare caracter. Asta aici. Sunt și eu mare. Hai să vedem dacă reușim să stăm testul așa. Testul de vedetă, de fapt, e echilibristică. Da, asta e primul test. Cum stai cu urechea internă. Da, asta e primul test, dacă putem să stăm, dacă nu putem să stăm. Astăzi avem... o vedetă, dar mă gândeam că poate mai găsim de lume pe drum și mai domnul. Dacă mai fost artist de popular, un om simplu, ca și tine, ca și toată lumea din această piață, Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute, uite cum arde. Poftiți, vă rog, la un nou test de vedetă. Andrei, ai grijă că să nu dai cu capul, da? Te rog, că mai am nevoie de tine. Hai! Ce-ți pare? Facem așa, uite. Gata, acum sigur e bine. Bună ziua, astăzi la Canal D, la test de vedetă, cu invitatul meu, Sergiu. Așa. Invitatul meu este la testul de vedetă să conducă el mașina. Dacă vrei, te las pe tine să-l conduci. Băi, da. Dar oprirea nu mai e la Canal D, e direct la Mititica. Da. Ai mai multe joburi, să spun așa. Ești artist. Ești și talent manager. Că ai descoperit o groază de copii foarte talentați în ultima perioadă. Și nu doar în ultima perioadă. Și ești tătic. Ăsta cred că e jobul cel mai important. Cel mai important. Ăsta este jobul care se bate cu toate celelalte cap în cap. Da. Dreapta, stânga, marele meu noroc este că asociatul meu, asociata mea din treaba asta este o fată, este Elena, nevastă mea, care este pe departe cea mai bună mamă pe care mi-a putea să o aibă, cea mai bună parteneră de viață pe care eu puteam să o am și ne împărțim foarte bine, în sensul că... Ea face majoritatea, iar eu am grijă de Madman Music. Eu, ăsta Chelu, cu cicatrice aici, cu barbă, cu... prima oară când a dormit, era mică, nu mai știu, da. Două luni tot, sau tot așa, trei luni, a dormit pe pieptul meu. Am luat-o în brațe, după lăptic, da. Nu știu ce, și am ținut-o să râgâie, da. Și a dormit. Băi, spun sincer că m-a pus și plânsul. Pe bune? Îți recunosc că m-a pus și plânsul. Nu, dar am hohote că trezeam copilul. Da. Da. Mai ai mulți alți copii. Stai să nu înțelegeți greșit. Pe care i-a lansat artiști. Nu-s chiar taur comunal. Dăm încolo. Da. Apropo de copii, am adunat foarte mulți foarte multe talente la studio. Și totul a început cu Gabi Bagu. Da. Apropo de Gabi, mă gândeam dacă tot am vorbit de el, să luăm și pe el puțin. Hai să nu. Așa, hai să vedem. Hai să trăiți, să trăiți. Bună, dragilor. Să trăiți, să trăiți. Ce faci, mă, băiatule? Salutare, salutare. Welcome. Bine v-am găsit. N-a petrecut aseară. Aseară am filmat videoclip și și-au luat rolul de maestru de ceremonie. Vă dau cântăm un cuvânt. Iar voi trebuie să cântați refrenul unei piese cunoscute, necunoscute, cunoscute de normal. Așa. Care să conțină acel cuvânt. Ok, ia, hai să da? Casă. Casă. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă dacă vii. Minune. Și varianta să sună un miracol și o minune. Un miracol și o minune. Nu știu, minune, zi, mă. Îmi vine doar Adi Minune în cap. Vreau o minune. Vreau o minune în viața mea. Vreau o minune. Sau așa, da. Mai pot ceva. Am auzit că amândoi sunteți fani de basket. Ce ai zis, că dacă tot e vară și e frumos? Nu cred. Nu cred că ne face asta. Wow. Acum să vedem dacă găsim minge, să vedem dacă... De seara n-am mai jucat basket. Da, de seara trebuie am aruncat puțin. Ah, bravo!
Cine pierde? Așa. Va trebui să prezinte Teo Show o săptămână. Rezumim cu Teo și cu Pârțocul, nu mă bag acolo. Trebuie să facă cafeaua timp de o săptămână la studio. Oh, easy way. Easy way, avem aparat la apăs două butoane. Și să dea în fiecare zi cu aspiratorul. Mamă! Băi, nu e nicio miză. Îți zic, o să pierd eu. Așa. Nu știi pe ăsta. Și oricum dau cu aspiratorul fiecare zi. Doamnelor și domnilor, la testul de vedetă, competiție între Mateu și Gabi, să vedem care câștigă. La production. Media Pro. Alte studiouri. Cum le zicem? Nec Studio. Ce vreți voi? La Nec, da. E liber de contract. Bă, băieți, mersi mult de tot. M-am distrat. Poți să ai? Nu mai am cu mine. Nu, la basket niciodată. Am făcut un lucru inteligent și bun să nu mă bag și eu, că eu dacă mă băgam, se strica treaba. Ne vedem săptămâna viitoare la un nou test de vedetă. Mai bine să nu ne băgăm unde ne fierbe oala, da, unde nu ne fierbe oala, ci unde ne fierbe cafea.